Fetele de la Handball Club Zalău și-au consolidat locul 8 din clasamentul Ligii Naționale Feminine de Handball, după ce au învins ieri seară în deplasare cu 30-24 echipa clubului sportiv Măgura Cisnădie. Partida dintre cele două formații s-a disputat la Sebeș, pe teren neutru, deoarece echipa din Cisnădie are terenul suspendat. Handball Club Zalău a obținut duminică seara la Sebeș cea de-a doua victorie în deplasare din acest sezon, scor 30-24 în compania echipei CS Măgura Cisnădie, grupare de care sălăjenii au trecut și în partida tur, disputată pe 26 septembrie 2015 la Zalău, cu scorul de 32-25. Partida de duminică a contat în cadrul etapei cu numărul 20 și a fost destul de echilibrată în prima parte. Elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici au început bine partida și au preluat conducerea încă din primul minut al întâlnirii, grație golului marcat de Claudia Constantinescu. Replica echipei din Cisnădie nu s-a lăsat mult așteptată și gazdele au restabilit egalitatea, dar Constantinescu a marcat din nou și a menținut echipa zălăoană în avantaj. Măgura Cisnădie a preluat pentru prima dată conducerea în minutul 7, în urma golului marcat de Roxana Gazel, care a punctat pentru 3-2. Cele două echipe au mers cap la cap până în minutul 19, când echipa gazdă a reușit să se desprindă la două lungimi, scor 9-7. În ultimele 10 minute ale primei reprize, elevele lui Gheorghe Tadici au jucat mult mai exact. Diana Puiu a marcat golul cu numărul 8 al sălăjencelor, iar la un atac pozițional al echipei gazdă, Andrada Trif a reușit să fure mingea și să marcheze pe contraatac și să egaleze 9-9. Teodora Bloj a dus echipa din Zalău din nou în avantaj în minutul 22, iar Larisa Tamaș a dus pentru prima dată echipa din Zalău în avantaj de 2 goluri în minutul 23, când a marcat pentru 9-11. Cu 5 minute înainte de pauză, tabela de scor indica 9-13 după alte două reușite semnate de Tamaș și Bloj, pentru ca la finalul reprizei tabela de scor să indice 12-14. În partea a doua a întâlnirii, elevele lui Gheorghe Tadici s-au menținut la cârma jocului și s-au menținut în avantaj de 2-3 goluri până în minutul 45, când au început să se desprindă decisiv în învingătoare. La finalul partidei, diferența de pe tabela de scor a fost de 6 goluri, dar nu diferența de scor a fost importantă, ci victoria și cele 3 puncte acumulate, puncte care consolidează poziția echipei sălăjene în clasamentul Ligii Naționale. Cu 6 etape înainte de încheierea campionatului, echipa din Zalău ocupă locul 8 în clasament cu 29 de puncte și este urmată de HCM Râmnicu-Vâlcea cu 24 de puncte, respectiv Universitatea Alexandrion Cluj 22 de puncte, CSM Unirea Slobozia 16 puncte, CS Măgura Cisnădie 13 puncte, CS Rapid USL București 12 puncte și HC Alba Sebeș cu 4 puncte. Până la finalul campionatului, elevele lui Gheorghe Tadici mai au de disputat 6 partide, din care 4 cu echipe aflate sub ea în clasamentul Ligii Naționale. În runda de la finalul acestei săptămâni, Valentina Bardac și compania vor primi replica Lanternei Roșii a clasamentului HC Alba Sebeș, după care în runda cu numărul 22, programată abia pe 26 martie, sălăjencele se vor deplasa în capitală pentru duelul cu penultima clasată, echipa CS Rapid USL București. În runda cu numărul 23, sălăjencele vor avea un meci extrem de greu pe teren propriu, în compania echipei HC Dunărea Brăila. Partida cu Dunărea Brăila este cu atât mai grea pentru elevele lui Gheorghe Tadici, cu cât jocul se va disputa fără spectatori, în cazul în care apelul înaintat de conducerea clubului zălăuan în cazul de rasism nu va fi unul favorabil grupării de la poalele Meseșului. După duelul cu Dunărea Brăila, sălăjencele se vor deplasa la Cluj-Napoca pentru duelul cu studentele de la Universitatea Alexandrion, iar în penultima etapă a campionatului vor evolua tot în deplasare pe terenul echipei HCM Râmnicu-Vâlcea. HC Zalău va încheia campionatul cu un duel tare pe propriul teren în compania echipei ASC Corona Brașov. În celelalte partide ale etapei a 20-a, programată la finalul săptămânii trecute, s-au înregistrat următoarele rezultate: HCM Baia Mare, HCM Râmnicu-Vâlcea 29-24, CSM Unirea Slobozia, HCM Roman 22-23, CSM Ploiești, SCM Craiova 29-25, Universitatea Alexandrion Cluj, CS Rapid USL București 24-23 și HC Alba Sebeș, HC Dunărea Brăila 17-26. Partida dintre CSM București și ASC Corona 2010 Brașov se va disputa peste două zile, miercuri 24 februarie, de la ora 19:45.